Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în ziua tranziției de la semnul Scorpionului la Săgetător, ai o personalitate ambițioasă, diversă, cu potențial incredibil de a câștiga succes material și social. Puterea dinamică a numărului din data nașterii este combinată cu dorința de libertate, făcându-te un visător practic vezi viața nu numai din punct de vedere larg al filosofului, ci și ca un laic. În multe feluri, ești individualistă, dar te simți totuși mai confortabil punând în aplicare idei inovatoare într-un cadru stabilit. Light motivul tău vital este eliberarea. Tu ceri în mod zgomotos o atitudine corectă și drepturi egale, cu orice preț, depășind toate obstacolele din calea ta. Dacă la un moment dat nu ai suficient curaj sau putere de voință pentru acest lucru, poți fi supărată pentru o perioadă scurtă de timp, dar dorința de libertate ia din nou conducerea. De obicei, ești puțin îngrijorată de ceea ce cred alții despre tine. Îți stabilești propriile legi care îți reglementează stilul de viață, moda și gustul și, de asemenea, Urmez întotdeauna un simț moral personal în problemele cele mai importante, semnul tău zodiacal aparține constelației scorpion, semnul zodiacal scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, înflăcărare, inepuizare de idei noi, rezistență, instincte profunde, prudență, rodnicie, ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală, guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial, planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru posesivitatea ta, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Ești cu adevărat specială, gravitezi spre libertate, nu tolerezi granițele strânse în comunicarea și relațiile interpersonale, nu încerci să începi mai devreme o familie, dar nici nu o vei numi spânzurătoare. Pentru tine, în primul rând, este dezvoltarea proprie, atât spirituală, cât și profesională. Cu orice oportunitate, reprezinți egalitatea de gen, ești cunoscută ca luptător pentru dreptate. Pentru aceste calități ești apreciată și iubită. Tu poți poate ajuta foarte mult în viață, iar ajutorul tău este sincer și dezinteresat. Ești preocupată nu numai de libertatea ta, dar și de libertatea altora. Obiceiul tău de a contesta autoritățile sau de a te răzvrăti împotriva restricțiilor nedrepte generează adesea frecare serioasă în viața familială și socială. În orice situație, acasă și la serviciu, Trebuie să te comporți mai tacticos și, probabil, mai puțin provocator. Tendința ta de a pune barca pe apă îți poate aduce o reputație cu probleme, iar o astfel de reputație poate împiedica atingerea obiectivului. Prin urmare, uneori trebuie doar să-ți maschezi adevăratele intenții și să-ți atingi mai întâi obiectivele. Dacă reușești să-ți realizezi aspirațiile, te culci rar pe la urie victoriei. Încerci nu numai să-ți consolidezi pozițiile, ci și să îmbunătățești semnificativ viața prietenilor și a colegilor. Ești interesat în mod activ în probleme precum drepturile lucrătorilor, promovarea, prestațiile sociale și oportunitățile educaționale. Când devii părinte, ai un interes, uneori chiar prea mare, pentru dezvoltarea și bunăstarea propriilor copii, uneori, negând principiile tale revoluționare, insiste asupra copiilor tăi să respecte ideologia oficială, dar de asemenea poți încuraja copiii să aibă o gândire și inițiativă independentă, dar având în vedere existența unor limitări. Astfel, în ciuda grijii și atenției generos risipite, te confrunți în mod constant cu probleme, datorită nevoii insațiabile de a-i provoca constant pe ceilalți poți experimenta disconfort într-un mediu stabil și poți fi împovărată de rolul tău. Adesea ești chinuită de nostalgie pentru vremurile bune când ai luptat pentru locul tău sub soare. Trebuie să-ți stabilești constant obiective demne de eforturile tale și numai atunci nu vei mai picta trecutul în culori strălucitoare, lăsând de la o parte grijile de astăzi. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale? Ești misterioasă, încrezătoare, decisivă, manipulatoare, entuziastă, mohorâtă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 22 noiembrie soartata, ai o serie de abilități unice care te ajută la înaintarea în viață. Talentele tale se manifestă strălucitor în diferite aspecte, imaginația îți permite să privești lumea într-un mod special. Puterea interioară îți permite să te confrunți cu demnitate cu orice testă de viață, iar bunătatea născută și dorința de a ajuta pe ceilalți este un semn distinctiv al tău. Ești sincer interesată de problemele oamenilor din jurul tău, în plus, depui toate eforturile pentru a ajuta. Pentru tine, principalul lucru în viață este apărarea drepturilor celor jigniți și dezavantajați, crezi sincer că acesta este un lucru bun. Cert este că constelația Scorpionului îți întărește sentimentul de dreptate. Prin urmare, nu vei trece niciodată de cineva jignit. Uneori, de dragul problemelor altor oameni, îți sacrifici nu numai timpul, ci și interesele. Dar, în ciuda faptului că ești patronată de un semn zodiacal destul de agresiv, îți rezolvi problemele fără emoții inutile. Prefer să obții ceea ce ți dorești printr-o conversație calmă și echilibrată. Tu combini toate cele mai bune caracteristici. Ești înțeleaptă, răbdătoare și puternică. Mulți oameni îți invidiază puterea de voință. Bunătă dispoziție te ajută să câștigi ușor oamenii. Despre tine se poate spune că ești omul lumii. Oamenii ajung la tine, îți ascultă părerea, îți respectă și îți admiră intelectul. Constelația Scorpion te-a înzestrat cu o dorință de independență în Îți vei apăra libertatea în toată viața. Pentru tine, principalul lucru este dreptatea și onestitatea. În cei din jurul tău, apreciez cel mai mult veridicitatea și o poziție deschisă. Dacă împărtășește cineva părerile despre viață ca și tine, atunci va găsi în persoana ta un prieten fidel și de încredere este deosebită de important să susții dreptatea. Este o feministă arzătoare căreia îi este important să demonstreze egalitatea de gen. Obții rezultate foarte bune în aspirațiile tale. Mai mult, cetățenia ta activă îți permite să obții un statut social ridicat. Însă, atunci când te angajezi în activități sociale, trebuie să menții în primul rând un echilibru. Nu este nevoie să mergi prea departe în dorința de a-ți dovedi nevinovăția față de lume. În caz contrar, te vei transforma în cei împotriva cărora te-ai opus. Ești autosuficientă, obișnuită să nu te îndoiești niciodată de deciziile tale, nu acorzi atenție opiniilor celorlalți, încrederea ta 100% în abilitățile tale și fidelitatea acțiunilor te ajută la păstrarea direcției înainte fără a privi înapoi la ceea ce ai făcut, aceste calități te ajută la dezvoltarea spirituală și profesională, ești obișnuită să-ți determini propria cale de viață fără a te baza pe soartă, după ce vei fi atins dorințele, nu te vei opri, deoarece crezi cu tărie că prin acțiunile tale faci lumea mult mai interesantă, dragoste și compatibilitate, într-o relație amoroasă, arăți loialitate și sinceritate nu ești înclinată să flirtezi și poți fi fidele unei persoane, spre deosebire de tovarășii tăi din aceeași zodie, dar chiar și în acest caz, ai nevoie de o anumită libertate și independență în relațiile cu oamenii. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanței constelațiilor Berbec leu și scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești ambițioasă. Poți avea succes, poți obține un statut social și material ridicat, mai mult, ești o visătoare, personalitate versatilă, ești de-a dreptul extraordinară, poți avea caracteristici care se exclud reciproc, vezi viața din punct de vedere filosofic, dacă este necesar, viziunea ta poate fi transformată într-o filistină, capacitatea ta de adaptare poate fi invidiată. Fiind o iubitoare de libertate, aceste lucruri te face un subordonat dificil. Muncitor executiv, responsabil și profesionist poți boicota munca datorită atitudinilor și comportamentului superior, din punctul tău de vedere. Nu încerci să conduci independent. Este mai ușor pentru tine să lucrezi singură. Poți prefera munca individuală. Poți avea succes în activități creative, în afaceri. Poți avea succes în muzică, teatru, literatură, sănătate și boli, ar trebui să fii prudent atunci când provoci ostilitate în ceilalți și să-ți faci dușmani pentru tine însă. Ideea de a aduce eliberarea pentru tine și pentru întreaga umanitate face ca tinerețea ta să fie incredibil de captivantă, dar în timp, ea își poate pierde strălucirea. Este extrem de important pentru tine să întâlnești în mod adecvat bătrânețea cu toate bolile și necazurile sale inevitabile. Trebuie să fii limitată la o activitate fizică minimă sau moderată și să nu iei măsuri chirurgicale sau de altă natură pentru a-ți ascunde vârsta. Același lucru se aplică efortului fizic excesiv pentru a menține frumusețea corpului. Ți se recomandă un aport moderat de vitamine și remedii homeopate. Este necesar să te pregătești psihologic pentru faptul că bătrânețea va veni inevitabil și va trebui acceptată. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o personalitate marcantă, ești amabilă, responsivă, ai un simț al dreptății, dar nu există agresiune în tine, îți afirmi drepturile cu calmul și bunăvoința caracteristice exclusiv ție, încerci să stingi toate disputele cu calm și fără certuri. Ai mulți prieteni, ești iubită pentru pacea, simpatia și bunătatea ta. În sectorul financiar, ai noroc și succes. Sfaturi pentru tine. Realizează-te în profesie, fă loc pentru familie. De asemenea, extrem de important este absența atacurilor asupra libertății tale de alegere. Pentru ca totul să fie așa, este necesar să alegi partenerul potrivit în viață, prieteni, muncă. Învață să-ți atingi obiectivul prin muncă sigură în culise. Dacă ești părinte, nu-ți pune speranțe prea mari în copiii tăi, acorde mai mult atenție problemelor personale și îmbunătățirii de sine. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu deschize imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.